prezența Domnului. Nu știu care e limita, dar Duhul lui Dumnezeu a călăuzit lucrarea în seara aceasta să-ți vorbească. Poate ți-ai fixat anumite limite și ai zis, Doamne, nu mai pot. Poate zici și tu, ca și poporul evreu, ni s-a dus nădejdea, nu mai am nicio speranță, ți-ai blocat mintea, nu mai poți să crezi. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. El vrea să-ți deblocheze limita aceea, să-ți ridice acea barieră pe care ți-ai autoimpus-o. Duhul lui Dumnezeu este prezent aici să aducă eliberare. Noi nu venim la biserică doar ritualic, nu venim mecanic, cum se spunea. Aici este prezent Dumnezeu. Aici este prezent Duhul Sfânt. Dacă până în momentul acesta, poate ai fost așa mai obosit, mai încercat, mai trecut prin necazuri, să vină Domnul cu cercetare supranaturală. Cuvântul care s-a rostit în seara aceasta are putere de eliberare. În numele lui Iisus, oasele tale să fie transformate. În numele lui Iisus, limitele tale să fie date la o parte, să fii vindecat în numele lui Iisus. Credeți că în seara aceasta Domnul poate să vindece? Credeți că Domnul poate să-i libereze, să rupă orice fel de lanț, orice fel de legătură a păcatului? Poate ai o cauză pentru care vrei să ne rugăm. Ridică o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu și zi, Doamne, intră și în casa mea, intră și în familia mea, intră, Doamne, și la fii risipitori. Atinge pe cei care nu sunt pe drumurile sfinte, atinge pe cei care nu mai vor să audă de Domnul. Să intre Domnul pentru cei care sunt în stare de depresie. Mâine dimineață la ora 12, corul bărbătesc fanfara, un grup de adolescenți și de tineri vom fi împreună la comuna de Len, județul Cluj, la evangelizare, la Căminul Cultural. Domnul să aducă eliberare, Domnul să mântuiască. Adolescenți și tineri au fost plecați astăzi, vreo 10, să împartă invitații. Domnul să mântuiască. Au mers din casă în casă, au nevoie oamenii de Iisus Hristos. Cluj-Napoca are nevoie de Dumnezeu, România are nevoie de Dumnezeu, Austria are nevoie de Dumnezeu, casa ta are nevoie de Domnul. Să intri în cercetare în această seară, în continuare. Uită de ceas, uită de limite, uită de blocaje. Să simți cum Domnul trimite un râu de eliberare. Să simți cum Duhul Domnului mișcă viața ta. Să simți un vuiet în această seară. Să simți că se lipesc oasele, tendoanele, apar venele. Mișcă Domnul, aduce Domnul eliberare, te transformă Domnul. N-ai venit la o slujbă religioasă, n-ai venit la un ritual religios, ai venit la o întâlnire cu Marele Creator. Cel ce zice și se face, poruncește, și ce poruncește, el ia ființă. Intrăm cu